Bună ziua, dragii mei stupari! Marți, în 1 iunie, am ajuns cu pavilionul acasă. Am avut un drum bun, am plecat din pădure la 6:10, undeva la 3:45 ne-a fost drumul prin pădure până am ajuns la sat și, pe urmă, cu tractorul ăsta al 77, în 5:05, cam așa, am ajuns acasă și am dat drumul la Albine și ia că acum să descărcăm și să închidem ventilațiile. Foarte important, până nu dăm drumul la Albine, să pregătim adăpătoriu de apă ca să se momească Albina la noi, nu prin vecini sau la șanț sau ce știu eu, preunge. Ia cămării dezmontate, patul, scoate cânțelii și atunci să închidem ventilațiile. 12:30 de minute am gătat de scos din pavilion și am pus ventilațiile. Albina zboară ca să-și ia orientarea. Pentru gumuri, Marin, vechi madani de zile, au făcut stâlpi din lemn. E, acum am făcut din fier. Cam așa arată patru, ca să nu stie gumul pre balon, decât să stie în vânt, să spun așa. Și atunci o să am non-stop gumuri bune, că și gumurile le nimicește greutatea la pricoliță, care îi garantat trebuie să fie undeva la 4 tone. Și așa că, ca să le ferim de spart, să punem stativurile astea pentru gumuri. E foarte bine să se pună pe ele, să nu șadă toată vara la soare, că atunci se coc. Și eu am făcut din paleți, din scânduri așa, în calitative, și am făcut ca un fel de apărători și așa o țin cu vară, cu iarnă, afară, când mă duc la grebenă, la pădure, 20 de zile fără. Asta e tare important pentru pavilioane. Este care pun cartoane, linoleu.
Și cu asta închei filmul și sănătate!